foarte săracă, nu ne-au dat niciun ban de contingență. Dar am reușit noi să aducem prin donații. Această colecție aparține unui singur pictor, e o parte din ea, este mult mai mare, este marangureșan de origine, Traian Bilțu Dăncuș, născut în Ieut, cu studii serioase, inclusiv la Paris, câștigă la Paris o bursă din partea guvernului Franței și face o călătorie de studii în nordul Africii până în Orientul apropiat, Orientul Mijlociu. Cu această ocazie, el pictează celebrul muzeu de oceanografie de la Tunis. A ajuns să fie remarcat pe plan național cu expoziții de mare amplitudine în perioada interbelică. Din păcate, după al doilea război, pentru că tematica lui viza fie subiecte religioase, fie personalități ale politicii și a celor care s-au afirmat în această perioadă când s-a făcut România Mare, a fost considerat ca un pictor implicat politic și religios. De aceea a fost sancționat și nu i s-au mai făcut mari expoziții în perioada de după al doilea război, deci în epoca comunistă. A avut o singură tentativă și care a reușit la Sala Dales din București, una din celebrele galerii de artă, dar presa, critica de artă, a primit un ordin de sus și pe primele pagini ale tuturor revistelor care au comentat această expoziție a fost catalogat ca mistic, ca revanșar, ca... nu știu voi terminologia asta, dar o să o descoperiți din cărțile de istorie contemporană. Remarcați în privința tematicii și a stilului încercări de a se înscrie în pictura tradițională, dar și cu reverberații în arta foarte modernă. Iată una din cele mai, să zic, reprezentative tablouri când mă refer la arta modernă, este această variantă care se regăsește ca un leitmotiv. Este Bluch, așa o numea el de soția lui și care a fost o obsesie a vieții lui, într-o viziune foarte modernă, cum de altfel este și acel autoportret de sus. În comparație cu autoportretul cu dreapta,